După metoda accidentul, excrocheria premiul face noi victime. Înșelăciunile cu așa zisele premii acordate de o rețea de telefonie continuă. O femeie din Mureș a fost sunată pe telefonul fix și anunțată că a câștigat un premiu în valoare de 9.000 de euro. Apelantul s-a recomandat a fi un reprezentant al companiei telefonice și i-a spus mureșenicei că lângă el se află un polițist din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, acesta confirmând câștigarea premiului. Da. Alo, bună ziua, doamnă. V-am sunat să vă informez, trebuie să ne trimiteți nouă bani prin virament bancar. Așa zisul reprezentant al rețelei telefonice la care era abonată femeia i-a spus acesteia că la aniversarea 150 de ani de colaborare între Romtelecom și Poșta Română a fost desemnată câștigătoarea unui premiu de 9.000 de euro. Pentru a intra însă în posesia premiului, apelantul i-a solicitat victimei achitarea impozitului în avans pentru substanțialul premiu câștigat, solicitându-i să transmită prin transfer bancar suma de 10.000 de lei. Dacă vi se solicită acordarea în avans a impozitului pentru a primi un premiu în bani, trebuie să știți că nu este vorba decât despre o înșelătorie, pentru că impozitul nu îl plătiți dumneavoastră, ci tocmai acela care vă acordă premiul. Bărbatul a încercat să inducă în eroare victima, spunându-i că îi face legătura telefonică și cu unul dintre polițiștii aflați la conducerea poliției municipiului Târgu Mureș pentru a o convinge că totul este cât se poate de real. Din fericire, femeia a fost inspirată și a sunat de urgență la poliție. Pentru a avea mai multă credibilitate, acest bărbat a apelat la nume sonore, de genul numele unor avocați cunoscuți din Târgu Mureș, numele unor notari la fel de cunoscuți și de această dată a făcut apel și la numele unor polițiști aflați la conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Mureș. Pentru a preveni înșelăciunile prin telefon, Inspectoratul de Poliție Județean Mureș vă reamintește. Când primiți vestea câștigării unui premiu substanțial prin telefon, prin care vi se solicită să trimiteți în avans o sumă de bani, chiar și sub forma unor coduri de reîncărcare, nu acționați imediat. Spuneți unei persoane de încredere discuția telefonică avută și analizați împreună șansele de câștig pe care le-ați avea. Verificați din mai multe surse ca să vă convingeți că nu este o înșelătorie, sunând la operatorul de telefonie sau societatea care a organizat presupusul concurs. Dacă ați fost desemnat într-adevăr câștigător, premiul este al dumneavoastră și nu poate fi ridicat de altă persoană în termen de cel puțin 30 de zile de la desemnarea câștigătorului și comunicarea acestuia.